Dragi telespectatori, în partea a doua a emisiunii minoritară în România, dar vă spunem și numele la domnii care participă la această emisiune, Mihai Sima, artist, horoscopul țigănesc, meteo. Dan Vlaicu, director zonal, etalon, a fost la Vâlcea tot director și vedeți, dumneavoastră, nu să cadeți jos sub grilă, tot acel Dan Vlaicu, tot zonal, etalon, dar acum e la a fost la Vâlcea, la etalon. Gheorghe Motoc, îl știți, a mai fost la mine la emisiune, colegul meu, este consilier local, a fost viceprimar la primăria Racovița. Acum este la mine, la Diamant, președinte Partidului Romilor Racovița. Repatriere. S-a repatriat. Vă amintiți de Charlie Chaplin? Toți n-au vrut să spună de când avea 70 de ani. Băi, eu sunt rom. Vorbesc mai bine, zice, limba romanii decât engleza. Pentru că eu m-am născut într-o șatră de țigan, mama era țigancă rusoaică și de aceea zic că mulți au fost rom, cum Yul Brynner, dacă știți, pentru colegi. De aceea am zis că astăzi am vorbit despre educația sexuală în școli. Vreau să mai spun în ultima parte, ziarul Vocea Romilor, Petrică, îl știți pe Petre, e inginerul studio, dragi telespectatori, și vreau să vă spun că aici avem numai ingineri, numai doctori, avem multă lume bună. Este legal măsura temperaturi la intrare în instituții centrale sau comerciale, liberalii vâlceni vor anunța postul de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea. Surse din Peros susțin că un sondaj de opinie cel mai bine stă nu doamna notar Banu, ci Virgil Pârvulescu. Și are 15%. Andrei Gheorghe nu a depășit 4%. Ceilalți liberali nu contează. Liberalii vor toate partidele de dreapta să se alieze împotriva lugu tău. Ceea ce este greu de crezut. Ce glumă! Că veni vorba chiar și fantomatica organizație PSD Râmnicu Vâlcea va avea la alegere și va stabili candidatul pentru municipiu. Știți cine e? Domnul Florin Marin. Și fără gargară. Consiliul Județean Vâlcea a anunțat că intenționează să achiziționeze un aparat de testare cu coronavirus. Minciuni, minunat băieți, mai scrieți când apare sau ajunge la spital și devine funcțional. Până atunci, doar vă lăudați și să laudă într-o veselie. Nu putem conta pe ei țiganii săptămânii, Cristian Buican, Cristi Nedelcu, Constantin Mihalache, Dan Ponoran, care... Vă spun, e un om periculos, doamne, spitalul e gol, bătrânii mor pe la poarte. Și Tiberiu Costea, actualul prefect de Vâlcea. Asta a fost revista presei, dragi telespectatori. Și începem iar emisiunea, dar nu înainte să-i dăm cuvântul lui Mihai Sima, artistul nostru, care vă spun că e un deștept și spune horoscopul țigănesc, dar mulți, pe multă lume, interesează această figură de stil a lui Mihai, pentru că vorbește și puțin
în limba romanii. Bună ziua, domnul Diamant, bună ziua și invitațiilor dumneavoastră, bună ziua, dragi telespectatori, așa cum v-am obișnuit în fiecare miercuri la emisiunea minoritară în România, v-am pregătit și horoscopul țigănesc, știu că mulți dintre dumneavoastră îl așteaptă, așa să începem cu primul semn zodiacal, cu pumnalul, ce este echivalentul berbec în horoscopul european, apar oportunități noi pentru dumneavoastră, mai ales pe casa carierei. Echivalent Taur, veți avea parte de multe surprize plăcute în această perioadă, mai ales pe casa dragostei și a familiei. Mergem mai departe la Sfeșnic, echivalent Gemeni. Aveți mult de muncă pentru a reuși în tot ceea ce v-ați propus, dar reușita va fi de partea dumneavoastră. Roata, echivalent Rac în horoscopul european, trebuie să vă debarasați de trecut și să vă concentrați cel mai mult pe viitor. Asta ar fi cel mai bun pentru dumneavoastră în perioada următoare. Am ajuns la Stea, echivalent Leu. Surprizele multe vor fi de partea dumneavoastră în această perioadă, mai ales pe activitatea dumneavoastră, pe domeniul dumneavoastră și pe casa carierei. Mergem mai departe și am ajuns la Clopot, echivalent Fecioară. O perioadă imprevizibilă, cu multe reușite, asta îi așteaptă pe nativii Clopot, echivalent Fecioară, Moneda, echivalent Balanță. Sunteți puși să faceți unele alegeri în această perioadă, așadar, atenție sporită. Cuțitul, echivalent Scorpion, maximă concentrare pe lucrurile importante pentru dumneavoastră în această perioadă cariera. Iată, se repetă și domeniul de activitate ocupă primul loc pe lista de priorități și pentru cei născuți în zodia cuțit, echivalent Scorpion. Mergem mai departe la Topor, echivalent Săgetător, o perioadă bună de împăcare cu unele persoane pentru nativii Topor, dar puteți avea parte și de unele surprize plăcute de această dată. Pentru nativii Potcoavă, echivalent Capricorn, multă muncă în perioada aceasta pentru nativi, dar și rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Am ajuns la penultimul semn zodiacal, adică Cupa, echivalent Vărsător. Aveți parte de o schimbare în bine a vieții dumneavoastră, aveți noroc de bani, dar și cadouri în această perioadă. Capela, echivalent Pești, dragostea și cariera, domeniul de activitate, vor fi cele două puncte forte pentru dumneavoastră, cum vă spuneam, în această perioadă. Acesta a fost, dragi telespectatori, horoscopul țigănesc. Domnul Diamant, dragi invitați, dragi telespectatori, v-am adus și actualizarea ANM, Agenția Națională de Meteorologie. Vremea va fi instabilă, iar pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. Cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab până la modera cu unele intensificări de scurtă durată. Cantitățile de precipitații vor depăși pe alocuri 25-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 17 grade Celsius, iar temperaturile maxime între 21 și 25 de grade Celsius. Vreme și vremuri bune vă doresc, dragi telespectatori. Vă las în compania domnului Alexandru Diamant, realizatorul și prezentatorul emisiunii minoritare în România și alături de invitații dumnealui deosebit. Seară frumoasă vă doresc tuturor! Mulțumesc că ați văzut, avem reportere, avem artiști, dragi telespectatori, avem oameni care ne bazăm pe ei, cum ar fi domnul Mihai Sima, este artist, este asistent medical și are mai multe funcții. Dar pentru asta îl mulțumim. Vorbim despre cine ar trebui să predea ora sexuală, domnul Nu știu, Dan. Așa cum v-am spus, e un domeniu greu de abordat pentru că ne jucăm cu mintea copiilor noștri, aș putea să spun. Mă refer în general, nu la copiii mei, copiii mei sunt mari și nu mai îmi fac griji de astfel, dar sigur mi-aș fi făcut o grijă mare dacă aș fi avut un copil mai mititel. E greu de spus. Trebuie să fie o combinație între psiholog și nu știu mai ce. Deci un fel de struț, o cămilă medicală să preia, cum să vă spun, această obligație de a face educație sexuală unui copil la o vârstă fragedă, după cum se presupune, și consider în continuare că este un capitol deosebit de delicat, care trebuie adoptat la fel de delicat. Bun. Îl întrebam pe colegul, medici ar trebui să fie în școli și să dezbată sexul în școli, domnul? Da, lor le-ar reveni această chestiune. Medicilor sunt cei mai în temă să facă acest lucru. Sunt medicii
de boli venerice, care poate să informeze pe tineri despre această posibilitate de transmitere a bolii pe cale sexuală. Știm cu toții câte boli venerice sunt și care se pot transmite. Da, doamne, dar faptul și atitudinea și mitul despre comunitatea LGBTQ, despre lesbiene, despre homosexualitate. V-am spus, aceste lucruri sunt interzise de Biserica Ortodoxă Română, adică nu promovează acest lucru. Dumnezeu ne-a lăsat simpli, onești și tradiționali. Dar de ce se spune lui Onan? Cine a fost Onan? Onan în Vechiul Testament, făcea acest lucru pe care ni se impune și a fost pedepsit de Dumnezeu, să știți. Dar insula lesbii, o știți? Nu. Din Grecia? Nu. Vedeți. Nu a fost. Onan a fost pedepsit de Dumnezeu pentru că a făcut acest lucru. Foarte frumos ați amintit acest lucru. Ceea ce ni se impune acum de mai marii noștri conducători, și salut pe această cale partidele, cele două partide care au făcut front comun și s-au unit pentru a opri aceasta, stopa această lege care ne-ar fi adus o mare pagubă sentimentală și morală în societatea noastră, și partidul PNL și partidul PSD, deci s-au călcat pe orgolii și au oprit această lege. Da, Onan a fost pedepsit de Dumnezeu pentru că se masturba. Da. Da. Vă dați seama, la o vârstă de, cum se căsăreau atunci, 40 de ani, 50 de ani, pentru că nu avea voie să facă acest lucru. Iar noi trebuie să facem acest lucru cu semenii noștri, copilașii noștri, de la vârsta de 7-8 ani. Adică să aibă senzația plăcerii acestui fenomen. Bun. Legal. Pubertatea la fete, schimbarea fizică și emoțională, domnul Vlaicu. Credeți că emoțional? Așa cum v-am zis... Băi, eu mă spuneți, afară de chestia asta, intrăm peste altă chestie și zicem, doamne, sexul lipsit de dragoste este hărțuire, abuz sexual sau violul? Nu. Sexul lipsit de dragoste, în primul rând, este sexul pe interes. Da. De foarte multe ori și în cele mai nefericite cazuri, în zilele noastre, se practică. Și se practică de bărbații potenți financiar către fetițele mai sărăcuțe, care doresc obținerea unor avantaje materiale sau și alte avantaje, și băieții pur și simplu nu urmăresc altceva decât o simplă descărcare sexuală. Nu e un domeniu în care sunt foarte bine pregătit, dar astea sunt lucrurile care sunt pe făgașul lor și nu le va putea schimba nimeni. Dintotdeauna, cum se zice, prostituția a fost prima meserie din lume pentru femei, da? Exact acest lucru se întâmplă și în ziua de astăzi, dar sub diferite forme mult mai delicate. Nu i-am putea spune prostituție, dar i-am putea spune un fel de sex din interes de ambele părți. Dragostea este cu totul altceva. Dragostea este precedată de niște sentimente foarte puternice, în urma cărora să ajunge la sex. Mai greu cu dragostea în ziua de astăzi, pentru că foarte mult predomină sexul din interes. Noastră, ce părere aveți, domnul teolog? Același lucru. Da, într-adevăr, dragostea este practic cea mai înaltă formă de a care nu oricine ajunge. Datorită unor familii care sunt mai înstărite, își pot cumpăra această poziție. Sunt împotriva acestui fenomen. Da, eu zic că căsătoria să fie făcută între doi tineri, bărbat și femeie, și să fie făcută în dragoste, așa cum este plăcut și lui Dumnezeu. Bun, dar vă spuneam, dar cum să simt copiii astăzi fără un duhovnic, pentru că bisericile au fost închise de două luni? Da, să știți că s-a simțit, a fost o temere vis-a-vis de acești tineri care pur și simplu călăuzitorul vieții lor este duhovnicul, și în special în zona rurală. Și în ultima perioadă să știți că și în zona urbană sunt foarte mulți buni călăuzitori, și timiditatea aceasta, comuniunea dintre părinți și fii și tineri, uneori când nu se poate regăsi în casele părintești, se duc la acești duhovnici și sunt sfătuiți de foarte multe ori, în cele mai bune cazuri, le elimină depresia, le dă o stare de confort, o stare de bine, o stare de siguranță. Sunt foarte buni împăciuitori acești duhovnici.
sunt foarte buni, într-un cuvânt. Sunt foarte bineveniți. Faptul că două luni de zile, trei luni de zile nu au putut, s-au manifestat aceste lucruri online. Mai greu să știți online. Una, când nu ai intimitatea aceea să stai vis-a-vis de duhovnic. Online, ești, nu ai siguranța că va da cineva mai departe apelul respectiv. Va... Înțelegeți ce vreau să spun? Bun, dar și cum e Dumnezeu fără botezuri, fără nunți, fără mormântări? Eu, mă scuzați că vă întrerupt, e un domeniu care m-a interesat și să zicem că am citit câtuși de puțin despre el. Sunt întru totul de acord cu măsurile care au fost luate anticoronavirus în România. Se pare că au fost niște măsuri destul de bune. Chiar dacă nu fac politică, pot să spun că guvernul liberal a găsit totuși niște soluții bune pe care le-a implementat atunci când a trebuit. Și asta se vede din faptul că România este printre puținele țări care au avut foarte puține victime. În primul rând ne interesează sănătatea oamenilor și naționalitatea. Nu poate puțin. Bulgaria a avut cel mai puțin. Am zis printre țările care au avut cele mai puține, nu că a fost cea mai... țara cu cele mai puține decese. În orice caz, noi stăm bine față de celelalte țări. Ați văzut Spania, Italia și altele. Ce s-a întâmplat acolo? Faptul că nu s-a permis să mergem la biserică, și eu sunt creștin, sunt un credincios care merg frecvent la biserică, nu am o lege din a merge, dar merg destul de frecvent. Sunt de acord și văd această relaxare care se întâmplă acum. Uitați-vă, când veneam la emisiune, am ascultat știrile și am aflat că astăzi au fost 345 de noi cazuri. Acum ce se greșește din partea celor care ne informează este că nu se face o raportare la o sursă anume. Adică au fost 345 de cazuri din 1000 de teste sau au fost 345 de cazuri din 500 de teste. Pentru că atunci implicit denotă o balanță... Și o superficialitate. Și o superficialitate. Deci trebuie neapărat spus din atâtea teste au fost atâtea cazuri. În primul rând, nu trebuie să ne sperie pe noi cetățenii. Eu cred că s-a făcut o, cum să vă spun eu, o politică agresivă de informare a populației, care totuși a prins bine, iată, puține cazuri, chiar dacă da, a prins bine situații... bastoane, Spartacus cu epoleți, Spartacus fără epoleți. Exact, nu întotdeauna se găsește soluția și varianta cea mai bună. Și eu am fost și am luat atitudine la mine, la Drăgășani, într-unul din magazine, nu-i dau nume, unde... vânzătoarele primeau frecvent cetățeni care în perioada aceea de strictețe, deci nu s-a făcut niciun fel de degajare, în perioada aceea de strictețe veneau nu fără mânuși, nici fără mască și mai și puneau mâna pe marfă într-un frigider. Am luat atitudine, nimeni nu m-a sprijinit. Am vrut să sun la 112 să vină poliția să ia măsuri. Mi-a spus la ce te bași, bă, tu că te prind afară și îți arăt eu ție că m-am doi frați cu mine. Dacă nu luăm atitudine, nu vom face nimic. Și întotdeauna, eu, cel puțin în faza de acum, sunt de acord că populația din România a fost foarte receptivă și a implementat foarte bine măsurile care au fost luate. Personal, cred că această relaxare nu este nemaipomenită binevenită. Poate totuși, dacă ar mai fi gâdilat un pic, ar fi ieșit ceva mai bine. Eu sunt convins că... Că s-au deschis... păcănelele și s-a închis bisericile. Exact, asta iar e un lucru grav. Sunt convins că preoții au posibilitatea să își evalueze în uriaș și sub așa formă încât să nu se întâmplă necazurile tocmai la biserică. Asta garantat. Bun. Și ce ziceți? Ochii care nu se văd să uită. Exact. Dar ce ziceți de botezuri? Cum mai facem noi botezuri? Cum se mai fac mormântări? Probabil că anul ăsta... Cum e împărtășania, spovedania? Este greu. Comunitate fără liturghie? Cu două săptămâni înainte de această pandemie și de izolare la domiciliu, am avut botezul nepoțelului meu. Nu-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-am fi făcut când a trebuit. Dacă o anumită familie nu poate permite, nu poate să facă botezul în baremurile creștinești, eu cred că e dureros, suferă. Este și un efect psihologic asupra acelei familii care nu poate absolut să-și creștinească copilul. E asta foarte greu. Cred că totuși dacă s-ar studia și întotdeauna ținând legătura cu preoții care știu cel mai bine, fiecare preot știe ce are în bucătăria lui acolo. Sunt convins 100% că s-ar găsi soluții pentru
a cădea pe un consens anume acceptat și de partea sanitară, și de partea umană, și de partea bisericească. Este rău. Este rău și este greu. Dar dacă este să punem în pericol viața oamenilor, eu aș fi de acord cu orice măsură care s-ar lua. Da. Părerea mea. A, din punctul noastră de vedere, nu? Da. Noastră, domnul. Da, și eu sunt de acord cu măsurile care au fost luate. Ne-a ferit. Ne-a ferit Dumnezeu. Dacă nu am fi respectat aceste măsuri, deci, ar fi fost o tragedie. Eu vreau să te întreb, cum ați putea să conviețuiți în comunitatea fără Sfânta Liturghie și Spovedanie? Sfânt Ioan Gură de Aur, cel ce a instituit prima Sfântă Liturghie, ne spune în omilile sale că când nu se va mai săvârși Sfânta Liturghie pe fața Pământului, atunci se va instala Antichrist. Vă dați seama, cei ce sunt practicanți și merg regulat la biserică, le lipsesc acest lucru, mai ales oamenii în vârstă și în zona rurală este practic singurul, să zicem cu ghilimele de rigoare, singurul spectacol al lor, care se săvârșește în Sfânta de Duminică și mai sunt sărbătorile religioase de peste săptămână. Vis-a-vis de botezul, este groaznic să nu ai așa ceva pentru acești oameni, acești nevoiași, acești bătrâni. Să știți că foarte mulți vin la mănăstiri și la noi în Comuna Racuța sunt o grămadă de mănăstiri și acești bătrânei, aceste femei în vârstă care vin, la finalul Sfintei Liturghii, găsesc o masă caldă, o binecuvântare de la preot, o îmbrățișare de la un vecin, un enoriaș. Adică, cum să spun, e o comunie extraordinară la final de săptămână. O regăsire extraordinară. Acum, a prins, să zicem așa, din fericire a fost foarte bine că această pandemie a prins în post. Și nu a fost nevoit să facem aceste botezuri, cununii și alte lucruri. Dar acum de după s-au anulat foarte multe nunți. Persoane, cunosc foarte mulți care și-au foarte multe restaurante care nu o să le mai poată restitui avansurile care s-au dat. Da. Greu, să știți. Mulți s-au legat prin acest lucru și să vă gândiți că și-au consumat niște bănuți, au dat niște avansuri și este posibil să se despartă sau să nu se mai... Depresia deja e la ea acasă în aceste familii care nu-și mai pot... Sunt o grămadă de planuri de viitor, pentru exact, că, da. Să fim serioși, da. Cele mai multe nunți se botează pe profitul care rămâne după acea nuntă. Acel profit este deja capitalizat într-o sursă, da, undeva, da, da. Probabil vor să-și cumpere o casă, un apartament, toate se amână sau se anulează cele invitații, domnule, invitații care vin din țări străine, care au plecat. Exact. Vrea seama, obligațiile care trebuie să respectate de fiecare cetățean în parte. Băi, ai fost la mine, am fost la tine, dacă au plecat în partea cealaltă, nu mai pot să fac aceste lucruri. Adică, cunosc persoane care au avut invitați 300 de persoane, s-au limitat doar la 100, sau la cât le permite legea. Nu, 8, domne! Doi n-au religioasă. Da. Religioasă, da. Acum 16, 16 avem voie. Da. E greu, dar eu în continuare mențin ideea că mai bine așa decât să ne expunem din punct de vedere al sănătății. Pentru că n-am pățit nimic e bine. Da, pentru că n-am pățit nimic. Suntem circumspecți cu toții, dar pentru că n-am pățit nimic e bine. Avem prieteni, rude care au avut coronavirus? Eu vă întreb. Domnule, am circulat foarte mult. Fiind administrator, pe lângă toate aceste lucruri, sunt administrator unei firme. Și vreau să vă spun că am avut această posibilitate să circul în baza declarației permanente, să circul în toată țara pentru a-mi desfășura activitatea de administrator. Domnule, aș fi vrut să văd, sincer. Aș fi vrut să văd. Nu am văzut și nu cunosc niciun caz cât de mult am umblat în această țară și în această perioadă. Domnul Vlaicu, cunoaște domnul director? De la noi din țară nu, pentru că eu chiar am respectat statul în casă, cum s-ar zice. Da. A fost și un efect psihologic pe undeva, pentru că în urma declarării pandemiei eu mi-am pierdut job-ul. Așa, pe nepusă masă. Eram asistent manager la o firmă care organiza și preda cursuri de formare profesională cu 25 de cursanți pe lună. Nemai fiind posibilitatea ca să strângi 25 de cursanți la un loc pentru că nu mai avem nevoie, conducerea firmei a stabilit că de ăsta nu mai avem nevoie, pac, hârtiuța pe WhatsApp și la revedere, te descurci, ne întâlnim după. Ceea ce nu s-a întâmplat. Cum să vă spun...
mențin în continuare afirmația că dacă s-ar pune câtuși de puțin sau chiar ar exista o părere că se poate întâmpla ceva rău, eu nu aș relaxa mai mult de atâta... Ai fi mai rău ca PNL-ul. Nu mai rău ca PNL-ul, nu neapărat asta. Dar cum să vă spun, asține mai mult la sănătatea oamenilor și la viața lor decât la orice altceva. Bine. Deci nimic nu este mai presus decât sănătatea oamenilor și viața lor. Orice naționalist, să știți că ține la sănătatea poporului său. Dar vedeți, dumneavoastră, trebuie să trăim educație în acest... Exact, ceea ce spuneam vedeți, un pic mai înainte. Avem puterea exemplu a Suediei, această țară. Ce a zis? Oameni buni, vă păzim cât vă păzim noi. Mai este și obligația voastră morală să vă păziți. Exact. Pentru că a fost relaxată și nu a făcut măsuri represive, cum a fost în România și uite că au trecut peste această pandemie cu bine Danemarca, Suedia, Norvegia. Toate au trecut și multe țări altele au trecut și nu i-a păsat de această pandemie. Într-adevăr, au fost mai multe cazuri de ce sunt Suedia și raportat la nivel cu câți locuitori are România față de Suedia. Dar economia nu s-a oprit, exact. Școlile nu s-au oprit, învățământul. Trebuie găsite cele mai bune variante și cele mai bune soluții pentru a reporni economia, dar nu se repornește economia așa oricum, ci trebuie să ții niște măsuri de siguranță unde neapărat prioritare sunt sănătatea și viața oamenilor. Ce temere am să nu fie liniștea de înaintea furtunii. Exact. Și în toamnă să ne trezim cu un tsunami și să stăm până de Paște. Da, iarăși e bine să nu facem politică. Da, credeți, exact. Da, auziți, este bine să le oferim accesul la informație copiilor corecte și complexe asupra educației sexuale? Cum să nu? Am spus, orice educație este bunevenită pentru copiii noștri. O educație în plus îți oferă posibilitatea de a trăi mai mult și a trăi mai civilizat și onest și acest lucru să și cere, vedeți, plecăm pe mapamont, în toate țările. Cu cât ești mai educat, cu atât ești mai bine primit și ai mai multe privilegii în țara respectivă. Cum să nu? Dar toate aceste lucruri să se facă la vârsta respectivă și de către anumite persoane calificate. Vă dați seama, eu, unul, ca și tata, am o fetiță de 18 ani și una de 8 ani. Păi, cu siguranță, în mâna cărui persoană înleznesc să-mi educe mie fata în această situație? Cu siguranță că nu. Nu aș fi. Da, a trecut de 14 ani, este și perioada când se face buletinul. Și fata își schimbă mentalitatea, absolut. Gândește altfel, își face un alt anturaj de prieteni, pleacă din sânul mamei, se duce într-o gașcă, să zicem așa. Și nu mai privește ca pe prieten, are o atracție fizică față de persoană. Absolut. Acum ce să vă spun, ei, cu siguranță acești copii, în spatele nostru știu mult mai multe datorită acestui aparat. Că internetul e la îndemâna fiecărui om, a fiecărui tânăr. Dar nu uitați că eu, nepoții mei n-au niciunul aparat de acela. Asta e. Pentru că nu le-am permis să aibă nici o fetă. Am nepoate de 14, 13, 10, 11 ani și nu au niciunul telefon mobil. Dar știți că mai nou este un organ al trupului omenesc, telefonul. Exact. Fără urinic trăiești, dar fără telefon nu poți să... Doamne, înainte, când te duceai la... Pe timpul jocului, când te duceai la o familie, spuneai, domne, unde e toaleta? Acum, zice, domne, unde ai priza și wifi-ul să-mi pun telefonul? Parola. Da. Înainte, erau chestii de ăștia, știți? Da. Faptul că am devenit independenți de internet e un lucru bun. Da. Din anumite puncte de vedere. Faptul că pe internet poți să găsești o grămadă de informații eronate este un lucru rău. Cred că o filtrare a acestor informații ar fi binevenită pentru toată lumea și e relativ să discutăm noi de educație sexuală la copilul care are telefon smart și acces la internet pentru că de acolo poate lua ce dorește el fără niciun fel de restricții. Și acestea de situri porno și îi spune băi la școală, băi,
Și cred că învață și colegii Lanț. A, bineînțeles că ei sunt o gașcă la școală și unul de la altul spune, mamă, intră pe site-ul ăla să vezi una bună și așa mai departe. Asta e evident. Dar totuși da. Respectul trebuie să se mențină, domnule. Respectul. Bineînțeles. Mai greu cu respectul, dar... Da, vă spun eu că comunitățile noastre de romi, inclusiv romilor, dar noi, ne bazăm pe respect. Copilul să-și respectă familia. Da, într-adevăr, romii au o altă mentalitate. Cel puțin. Fetele și femeile rom... Uite, noi avem, nu suntem o chestie... noi nu devenim copii sau... nu te devine gay. Da, mai rar la romi. Exact. Copiii nu învață niciodată și le rușine de părinții lor în mod să simt jenați. Un copil când vrea să se însoare și fata să mărite niciodată, ei nu-și manifestă să se pupe sau să stea în fața la părinți unul lângă altul sau să stea pe să stea pe piciorul lui, vai ce te iubesc și nu există în noțiunea noastră chestia asta. Mă, iubire, mor după tine, iubire. Vedeți, asta este educația pe care au primit-o atunci când erau acasă, copii, domnule. Cum să zice, cei și acum, și acum modelul tot aceeași funcționează. Vedeți, întotdeauna femeia își pune mai presus ca viața soțul ei. De ce spun așa? Și nepoții, deci femeia la noi este un jurământ în care să-și respecte bărbatul cu sfințenie. Asta sunt niște chestiuni la noi. La da, noi și bărbatul și, respectă. Exact. La noi nu există, vă spun, chestiunea aia că, domne, gata, de mâine o las și mă duc în... No, nu există. Altă chestiune. Copilul, la rândul lui, nepotul, este... nu doarme în cameră cu părinții, nu o atinge pe soția lui. Deci, nu vorbește prea mult cu soția. Femeile, într-o discuție la noi, nu participă femeile. Când noi bărbații discutăm, ele au o cameră separată în care ele discută. Nu se bagă în problemele bărbaților. Este și ca un fel de religie. Și nu este inegalitate. Și este egalitate, să știți. Dar este da, simțul de răspundere a femeii. Iertați-mă că am intervenit. Între sexe. Deci nu este inegalitate. Este pur și simplu respectul soției față de bărbat. Nu. Egalitatea între sexe e pusă în pericol în cazul ăsta. Nu, de ce? Pentru intervine că... respectul soției pentru bărbat. Pentru că Dumnezeu a spus capul femeii este bărbatul. Și formează un singur trup, vă spun eu. De ce nu sunt, vă spun, mai multe femei de etnie romă pe stradă? Le-ați văzut? Nu. Pentru că asta este la noi. La noi, dacă tu ți-ai lăsat nevasta și o bajocorești, nu mai ești în pătrățica noastră, nu mai ești respectat nici de copilul ăla mic. Ești expulzat în comunitate. Exact, expulzat. Asta nu știam. Și nu avem o educație extraordinară, foarte multe facultăți. Dar știți ce cred că există în această comunitate de romi? Există conștiința. Și conștiința este ceva divin care vine de la Dumnezeu. Exact. Ne respectăm conștiința lui Dumnezeu, logosul lui Dumnezeu care trăiește. Dacă conștiința este moartă în tine... atunci nu mai poți să... Adică ai liberul arbitru după aceea să faci ce vrei tu. Dar atâta timp cât Dumnezeu există prin conștiința în tine, atunci respecti principiile fundamentale pe care noi ne-am bazat de sute de ani și de mii de ani. Da, nu sunt anumite detalii pe care n-am avut de unde să le știu, chiar dacă am avut foarte mulți prieteni romi îndrăgășani, dar din punctul meu de vedere, unii dintre ei... au fost și sunt în continuare mult mai bine văzut decât ceilalți din comunitatea orașului. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Diamant, din revista Dânsului, ați dat o biluță negativă primarului din Drăgășani și nu mai știu... Exact. În Drăgășani acolo să știți că e o problemă foarte mare între două partide politice, cei de dreapta PNL și cei de stânga. Da. S-a ajuns în faza în care... aceste partide, nu spun care, are pe Facebook zeci de conturi. Dom'le, dacă ai zis ceva de
unul dintre ele, sare, îi las pe tine, te-au făcut praf. Praf, nu altceva. E, un fel de lipitor de afișe, nu? Da, lipitorii de afișe sunt cei care stau pe Facebook astăzi și fac propagandă unui partid sau altuia. Unii sunt mai răi, nu spun care, răi de tot. Și eu am avut de-a face și am preferat să părăsesc aceste grupuri în care primisem invitații. Pe ce criteriu dați acele bile negre persoanelor care au bile negre în revista noastră? Pentru că, vedeți, cine face bilele care nu pot conta... Clar că s-a studiat problema. Ăștia de 20 de ani sunt în ziarul meu, că de 20 de ani sunt oamenii care mint cu nerușinare și nu fac nimic pentru comunitățile de romi. Sunt un fel de oameni parveniți, perverși, care mint de îngheață apele. Niște oameni care nu te poți baza pe ei niciodată. De aceea, cine sunt gagii săptămânii, sunt oamenii de onoare care, uite, domnul Petre Vețenanu la Lua, e preot. Acest preot în fiecare zi dă 20 de porții de mâncare, numai pentru Partida Rom, numai pentru săracii de la țigani. El dă peste 150, are... Aș vrea să îl spun pe primar, pe Mircea Gutău. Doamne, dacă te duci cu o problemă și te-l aștept la 6 de dimineață, fie om, fie român, fie țigan, te rezolvă. Ana Maria Narcisa Tătuț, asta este inspector pe romi, inspector școlar pe romi. Gheorghe Păsat este un prieten de-al nostru, este ministru. Și... Gheorghe Păsat e liberal. Da, liberal. Deci da. Văd că nu au coloratură politică. N-au coloratură niciunul dacă politică. Dacă a greșit, i-a dat bulina neagră, dacă n-a greșit, are bulina albă. Uite, Gheorghe Mihăilescu ne-a ajutat, vedeți? El ne-a plantat petunia aia pe margine să fie de frumos. Și de câte ori solicită pe acest om, pe acest român, ne răspunde cu imediat și să știți că nu trebuie să-l sun pe de două ori. În minutul care vine am să vorbesc și despre dragostea la romi. Noțiunea de dragoste nu există la romi. Fetele nu se îndrăgostesc de băiatul ăla care l-a luat înainte să fie o dragoste, să se cunoască, să se atingă. N-o voie. Fata trebuie să fie fecioară când a luat-o acest băiat, nu discută cu ei, nu se îndrăgostesc, nu vorbesc la telefon. Aceste un fel de un fel de alipire, un fel de o atracție. Această nuntă, cum s-ar zice, sau această căsătorie privește numai părinții. Eu, ca rom tradițional, nu pot să mă duc la colegul meu să iau fată. Pentru că noi suntem pe caste aici, sau pe triburi. Triburile indiene, sau noi suntem indieni, el nu poate să ia de la mine fată, eu nu pot să iau de la el. Sau de la căldărar. Nu este exclus. Dacă voiești, poți. Dar nu se poate în religia noastră, vedeți? Sunt alte cutume, știți? Care tradiționale le respectă altceva. Romii rudar, romii argintar, romii căldă, le respecta altceva. Deci, noi nu ne putem înrundi cu altă decât de teapa ta. Asta e. În ceea ce privește romii rudari, se bucură când o fată de la ei ia un român, nu? Foarte mult, cum să nu? Poftiți. De asta noi suntem pro-educație. Așa este. Vreți să dezvoltați absolut, cuvântul ăsta pro-educat? Deci, noi, în contextul discuției de acum. Absolut. Vă dați seama o multitudine de lucruri bune care le putem găsi în zona majorității. Da. De care noi n-am putut beneficia. Perioada comunistă, plecatul nostru... Păi stai puțin, că nu eram nici în analele. Cum îi spune, nu ne numeam ca nație, noi n-aveam nume. Exact. Etc., etc., etc. Exact. Și nu eram denumiți. Și această mare bogăție de cunoștințe care o regăsim în zona noastră face un coabitaj extraordinar cu familiile de romi rudari din județul Vâlcea și nu numai din toată țara. Noi suntem foarte uniți, foarte bine organizați în ceea ce ține... Da, mă, și vă înrudiți, vreți neapărat să vă înrudiți cu românii voi. Cum să nu?
și în conceperea copiilor. Sunt copii drăguți, sunt niște copii creoli frumoși, da. Au contrast. Da. Dar la dumneavoastră acum înseamnă că dacă familia stabilește ce și cum se întâmplă și nu e dragoste de la început, dragostea vine pe parcurs, Pe parcurs, când că ea își ia... Pofta vine mâncând. Nu, adică începe să mirosurile lor să contemplează și rămâne un singur trup. Apropo de chestia asta, vreau să spun că romii rudari au acest, intră în categoria lor, dacă poți să te măriți cu un român sau... La Câineni, vreau să vă spun, dragi telespectatori, exista o comunitate mare de rudari. Vreau să vă spun că românii din sat, ne mai având fete acolo și plecând, au început să ia din fetele de la romii rudari. Vreau să vă spun că sunt vreo 40 sau 50 de români în care s-au amestecat în comunitățile de rudari și au luat fete de acolo. Care sunt și drăguțe și hărnițe. Da. Și ascultătoare. Și trăiesc, vă spun, și l-am întrebat pe un copil de acolo, mă, dar ce ești tu? Nu, eu sunt maidanez. Adică, cum ești maidanez? Da? Zice, păi tata, romă, mai rudăreasă. Da. Păi spune, recunoști? Domnul, eu recunosc. De ce să nu recunosc? Pe cuvânt de onoare, are 19 ani, foarte, dar drăguț, rău. Și băi, dar zic, tu ce recunoști, mă, că ești tu țigan, că mamă ta, uite, e rudăreasă după Valea Urii. Da, domnul Diamant, de ce să nu recunosc? Eu sunt maidanez. Nu mai este o rușine să recunoști că ești rom, pentru că romii sunt organizați, da, foarte bine în ziua de astăzi. Romii, no, da, no, 35 tot... de ani, nu mai sunt cei, nu vă, de acum. Nu vă cred. Ce vină avem noi că așa ne-a lăsat pe Dumnezeu? Nu, sunt convins. Băi, nu e vină, mai... vă spun. Ce vină? Ce vină au părinții că tu te-ai născut țigan? Dumnezeu îți dă părinții și tu îți alegi prietenii. Să știți că și dânsii în țările europene aveți aceeași complexitate de viață cum și noi avem că suntem minoritari. În exact. România. Păi da, tu crezi că acești români care merg în străină... Păi exact același lucru. Recunosc odată că sunt români? Nu. Iugoslavi, italieni, niciodată n-am recunoscut, eram la Bruxelles, eram în piață la Bruxelles și vedeam că doi români vorbeau românește, la telefon vorbea românește și am zis, salut, mă rog, what? Bă, du-te să te... Da. Inclusiv, domne, dacă îl știți, e din Câineni, un om care e profesor. Profesor a fost la școala numărul 7 sau 8 aici în Râmnicu Vâlcea, acolo unde așa, și domne, n-a recunoscut și el și domn profesor, nici nu s-a uitat. Păi domn profesor, de ce nu recunoașteți că sunteți român? Păi ce pot să mă asimilez cu voi? Vedeți noastră că reversul medalii, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da. Dacă noi, dacă și dânsii ne-ar trata frumos, cum s-ar cuvine să fim tratați în această țară? Credeți că Dumnezeu n-ar face același lucru ca și acești majoritari plecați în străinătate să fie la fel tratați? Dumnezeu n-a... Stai puțin, dar Dumnezeu... Mă scuzați că vă întrebam ca să răspund domnului consilier. Vedeți, antecedentele romilor în străinătate au pus o amprentă grea asupra celor de acum. Dar puțin. Sunt puțin, corect, asta este. Puțin. Numai că au fost atât de bine mediatizați în străinătate, încât s-a creat impresia că toți românii sunt romi și că toți românii sunt la fel. Ce nu-ți place, exact. Aia nu-i face. Doamne, exact, da. Apropo, vă știți acum 12 ani de legea lui domnul Frâncu, în care domnul Frâncu, inclusiv cu prigoană, au hotărât să nu mai romii să fie țigani și să nu... Și noi ne-am strâns atunci toți romii, dacă vă amintiți. Nu mi-am amintit. Ne-am strâns, cred că 500-600 și am strigat, l-am luat cu pe domnul Frâncu la partid la PNL, că ținea cu domnul, trecuse și de camera. Și deputații au oprit cu, nu mai vrem să fie numiți țiganii romi. Păi cum, domnule, numele? Nu mai vrem. Vrem să fie țigani. Și atunci eu, care eram tot președinte, am hotărât să manifest împotriva lui Frâncu. Ne-a zis 500-600 de romi cu pancarde, cu tare, a fugit domnul Frâncu, de nu știa de unde să se ducă pentru chestia și a lăsat-o mai moale și nu s-a aprobat această
chestiune care dânsul a spus. Și acum o ultimă întrebare. Dom'le, dar în context sexual, sarcina și nașterea, infecțiile cu transmisie sexuală, n-ar trebui încă copilul să știe ce, ce cu ce probleme se confruntă? Ba da, și asta este o lipsă mare a medicilor din școli, care nu instruiesc foarte bine elevii, care sunt niște ostași ai lor până la urmă. Ar trebui să știe foarte bine cu ce se confruntă în viață în momentul, cel puțin, cel mai posibil în momentul în care faci pasul în viața sexuală. Am asistat acum câțiva ani de zile, eram pur și simplu undeva într-un magazin, îmi băgasem telefonul la încărcat și eram cam după ușă, nu mă vedeam. Două puștoaice, nu cred că aveau mai mult de 15-16 ani, au intrat într-o discuție. Erau colegi de clasă, asta era clar. Ce faci, ce faci? Te-ai întâlnit cu ăla seară? Și el zice, da, m-am întâlnit. Și gata, i-ai frecat pe țigoiul. Deci vedeți dumneavoastră cum se pune problema, care este educația pe care o primesc în școli. La prima întâlnire, gata, contact sexual, nu se poate așa ceva. Eu cred că este un punct foarte sensibil în școli, la ora actuală, privind educația sexuală și privind, în primul rând, transmiterea bolilor cu caracter sexual. Sunt 100% convins din ceea ce am văzut că este un subiect sensibil, într-adevăr, și foarte puțin abordat de cei care ar trebui să abordeze astfel de subiecte. Pentru că, vedeți, nu știți nici concepția și contracepția și avortul. Sunt mii de fete în România, în fiecare zi, vorbeam cu un domn doctor de la ALA, domne, peste, nu există regulă în Vâlcea, să nu face 300, între 300 și 400 de fete care fac în fiecare zi. Vedeți că nu există o educație sexuală? Deci, o educație asta... de protecție sexuală, în primul rând. Nu există, da. În protecție apar și bolile. Exact. Apropo de chestia asta, ieri am fost la spital, unde a fost o primire rece, dragă domnilor, cu mama, care e bătrână, are 78 de ani, nu aude bine, nu poate să meargă, și a zis, doamne, dar tu ce vrei până la urmă? Păi, domnule, vreau să mă duc până la upula. A, nu, domne, că se poate descurca singură. Păi, uite, mă, nu poate să... Nu, se poate descurca singură. Domnilor, și am văzut, până la urmă, am dat telefonul Ponoran, urmă am venit pe alte căi și m-au cunoscut și m-am dus. Doamne, era o femeie de 75 de ani, dragi telespectatori, doamnelor și domnilor, care asistentele, că zice, domnule, eu suntem în linie, de unde linia? Nu era nimeni pe holul ăla decât mama și această femeie. Vreau să vă spun, dragi, și vă jur, dragilor, nu vreau să-i dea apă. Eu m-am certat cu acest... De ce nu-i dați, domne, apă? Păi zice, te bați, stai să aducem jandarmii. Că nu știe altceva domnii de la UPU decât, a, faceți pe nebun, stai să aduc jandarmii. Pac! Butonul de panică și vine jandarmii, dragi. Au venit jandarmii, eu am plecat. Ce credeți că a făcut și mama? Zice, dați-i apă. Dom'le, și după 10-20 de minute a zis, domne, stau de 5 ore aici și nu mă bagă nimeni în seamă. A murit femeia aceasta, domne. Mama de frică a fugit din spital. Când a văzut că e tratat așa, și-a luat bastonul și-a fugit din spital, de frica, păi zice, uite, dacă la femeia aia nu i-a dat un pahar de apă, păi mie ce o să-mi facă, că sunt și țigancă. Și dă da, un e lucru grav de, ceea ce spuneți dumneavoastră. Dă un lucru de gândit, domnule Ponoran, și vă spun că nu-mi place atitudinea. Știu că pum e la Vâlce în toată țara. Vă contrazic. La Drăgășani am avut nenorocul, să spun, ca să merg, nu pentru mine, cu cineva foarte drag să-l ajut, să-l duc până la spital și să-l ajut acolo până, na, își găsește ce trebuia. Vreau să vă spun că medicii de acolo, toți cu care am intrat într-un contact direct, au dat... 10 secunde? Domnul, nu știu ce recomandați. Cu biserica vroiam, apropo de biserică. Da. Să se aducă contribuția în... A dezvolta. Așteptăm cu nerăbdare să se deschide bisericile și să ne îmbrățișăm cu drag și cu bucurie în viitorul cel mai apropiat. Mulțumesc. 10 secunde. Sunt de acord cu toate măsurile de relaxare. Sunt convins că sunt luate cu cap.
să zicem așa, și în continuare eu sunt un pic naționalist și spun că decât relaxare, mai bine atenție și grijă către oameni. Bravo! Dragi spectatori, la revedere! Pe săptămâna viitoare te avem Bahtaleș Avale, mecaptume la paceare!